Bun și salutare tuturor, numele meu este Azlo și bine v-am regăsit aici lume la review-ul tastaturii Achiris Adara o puteți vedea chiar aici. Am făcut în trecut un unboxing la această tastatură și am postat un um, keyboard de mouse sounds cu ea și am zis în uh, episodul de unboxing că uh, o să facem uh, peste câteva zile după ce am deschis tastatura un review uh, ca lumea, pentru că am avut așa câteva zile în care am folosit tastatura asta main la calculator și Consider că mi-am făcut o impresie destul um, de bună despre ea La modul că mi-am cam dat seama cum uh, care sunt plusurile și care sunt minusurile tastaturii Așa că despre asta o să vorbim în acest episod O să începem cu pozitivele, la final o să vă zic și negativele Și nu o să vă dau așa un verdict, o să vreau să rămână la decizia voastră Dacă credeți că această tastatură este pentru voi, dacă vă interesează Sau pur și simplu dacă vreți să vă formați o părere despre ea Lucru caracteristic de la tastatura asta este faptul că vine cu niște switch-uri care sunt pre-lubed. Ei bine, asta practic înseamnă uh, că switch-urile au fost lubrifiate din fabrică și asta le face să se simte mult, mult, mult mai smooth. Um, dacă sunteți în zona tastaturilor custom, deja deja știți care e faza cu lubing, că stai 10 ore și după aia uh, e, e sunetul ăla foarte clean, e sunetul ăla thoky, cum vreți voi să-i spuneți. Um, faza e că la tastaturile mecanice foarte mulți sunt de părerea că bă, nu e ok să ții switch-uri pentru că ăștia când le dau priliu, vă dați seama când le fac așa la un nivel mai industrial nu oferă atenție în fiecare switch și este așa o tastatură mai meh, dar faza este că din ce pot eu să-mi dau seama, Achiris au rezolvat switch-urile și sunt liubd super, super bine, sunt lubrifiate exact cum trebuie. Nu sunt foarte tare, nu sunt foarte puțin și cel mai important sunt consistente de la o tastă la alta, deci practic pur și simplu tastatura asta, dacă vrei să o iei și să o folosești așa drept tastatură custom, dacă, dacă vrei să, să spunem așa, um, nu are niciun rost să stai tu 10 ore să deschizi switch-urile, să le dai lui, să se simtă mai bine după aia să ai sunetul la Thoki. Um, Akiris au făcut toate astea din fabrică și uh, pe lângă asta se simt și bine, Switch-urile se simt super, super bine. Trebuie să vă recunosc, eu personal, dacă mă știți, sunt cam hater pe switch-urile liniare, prefer tactile sau clicky switches de 1000 de ori mai mult, dar astea până și pe mine m-au impresionat destul de mult și probabil ați auzit și sound test-ul de la unboxing. Dacă nu l-ați auzit, o să vă pun acum puțin, o să vă explic de ce switch-urile astea sunt atât de șmechere în... fără cuvinte, practic. Da, deci cam așa sună tastatura și v-am spus și în unboxing că dacă te aude cineva cu ea, sunt șanse foarte mari să creadă că e ceva tastatură din asta custom de 600 de dolari, de 700 de dolari, cum sunt toate clipurile astea pe YouTube cu sound testurile. Deci pe partea de switch-uri a s-au rezolvat absolut tot, switch-urile sunt super bune, nu sunt switch-uri cunoscute, sunt niște switch-uri no-name, ceva Haimu Pink, de care n-a auzit nimeni și dacă le, le cauți pe Google nu prea le găsești. Dar își fac treaba, men, își fac treaba, se simt bine, se apasă bine, bineînțeles tastatura e hot-swap, poți să faci ce vrei tu cu ea. Uh, vine și cu 20 de switch-uri tactile, care sunt și ele lubed, dar sunt lubed mai ca lumea, eu pe când am dat uh, lubed la tactile switch am făcut un job foarte prost, dar din ce îmi dau seama la astea nu e lubed uh, bara aceea care face clicul ul în tastă și practic... Ce, ce vreau să vă spun este că sunt iubit ca lumea și astea. E interesant că vine cu 20 de switch din astea, deci dacă vrei să ți le pui așa pe vas după spacebar, poți. Dar după părerea mea, cam faci o corcitură de tastatură în momentul în care ai mai mult de un switch pe tastatură. Dar se poate. E foarte mișto că le-am inclus. Poți să faci tu ce proiecte vrei, să-l deschizi unul din astea, să te uiți prin el, să faci tu ce vrei cu el. Chiar e foarte mișto și... Știți că la Redragon de exemplu, poate mai trimiteau, ei îți mai vineam cu tie 8 switchuri sau ceva de genul. Aici îți vin 20 și uh, posibilitățile sunt destul de mari cu acestea, dar bine, v-am spus eu, am rămas cu switchurile astea aliniare pentru că sunt astea uh, default și nu vreau foarte mult să uh, stric uh, ideea tastaturii. Uh, de asta am lăsat și keycap pe negru, dar o să vorbim despre keycap mai mai uh, încolo. Um, pentru o perioadă am început, eu am avut niște chicheuri prin casă și am înlocuit cât de multe taste negre am putut, dar până la urmă tot la ăsta, la default m-am întors pentru că știți că mie mi se pare pur și simplu că dacă îți așa o tastatură de la o firmă, dacă o lași default o să fie altă și mie, chiar, o să se simtă de parcă ai un, o simte de parcă ai un produs calitativ și nu ceva pe care l-ai modat și mai mult sau mai puțin ai făcut o corcitură. asta bineînțeles pe partea de aspect, pe partea de sound, făi fă ce vrei să iau de cât mai bine, dar la asta nu prea ai ce să-i faci, pentru că deja și stabilizatoarele, asta e următorul lucru despre care vreau să vorbesc, stabilizatoarele și astea au fost rezolvate de Achiris, sunt liubd foarte, foarte ca lumea, adică ați auzit și din soundtest și pot să vă demonstrez și acum, Când am luat asta mi s-a părut puțin că spacebar-ul e mult prea lubed și mi se părea așa că într-un fel revenea greu, dar după ce l-am apăsat de câteva ori acum și-a revenit și chiar se apasă super ok și după cum puteți auzi nu se aude pic de rattle, chiar e foarte, foarte mișto și din nou tot într-un pre-build, e foarte, mi se pare incredibil cum au reușit Achiris să facă un lubing atât de bun la o tastatură pre-build. Și bineînțeles, un alt bonus, așa random, este cablu acesta coiled. V-am spus că nu este cel mai calitativ cablu coiled și cel mai calitativ conector din ăsta de aviator, dar își face treaba și cel mai important, arată super bine. Dacă tu vrei să-ți cumperi un din ăsta, mi se pare că te costă așa 100-200 de lei uh, să-l iei și faptul că pur și simplu vine inclus cu tastatura e foarte, foarte șmecher. Uh, bineînțeles, sunt variante do-it-yourself să-l faci mai ieftin dar atât te va costa dacă vrei să cumperi unul așa gata făcut și pur și simplu e, e un detaliu mic care știi, probabil l-ați mai văzut la tastaturi custom și pur și simplu e așa ceva șucar, uite ce cablu, ce cablu șmecher am de ăsta el de se întinde așa frumos. Deci ăsta e așa pur și simplu un bonus în plus și din nou, dacă vă uitați pe tastatură, puteți vedea acest logo din sticlă care Chiar arată foarte șmecher și ăsta, adică uitați-l aici cât de blană arată. E transparentă sticla asta, se, se face un pic praf lumina de la webcam, de la taste, dar gândiți-vă că în realitate arată mult mai bine lumina. Bă, e foarte șmecher logo-ul ăsta, poți să-l faci bineînțeles pe ce culoare vrei tu și tastatura poți să pui orice culoare vrei tu, ai și driver în caz că nu vrei să te chinui cu FN plus toate tastele de pe tastatură. Eu personal am lăsat-o așa pe albastru pentru că am început să prefer așa, nu știu, parcă nu mi se mai pare așa de wow RGB-ul și vreau să am o culoare chill, deci eu am lăsat-o pe albastru. Dar, oameni buni, cam asta este. Astea sunt lucrurile care mi-au plăcut la tastatură, discutabil, destul de multe lucruri și faptul că v-am spus au reușit să facă switch-uri priliubt ca lumea e destul de incredibil, dar sunt câteva chestii care nu mi-au plăcut la această tastatură. Uh, în primul rând, cea mai nasoală chestie, layout-ul. Probabil ați observat și voi, după cum puteți vedea tastatura, uh, nu știu exact cum se numește layout-ul ăsta, dar puteți vedea că e full size fără partea dintre numpad și switch-urile principale, și în teorie da, e mai mică decât un full size, în același timp ai numped-ul, dar să vă spun sincer, aș fi preferat de o mie de ori să fie tenkiles și să ai aici săgeti, săgetuțele cum ar trebui să fie și tastele alea cu insert prin screen. Um, din simplu fapt că e, mi se pare un layout foarte aiure. În primul rând, um, săgetile astea, cred că astea sunt cel mai mare lucru care mă termină, pentru că în momentul în care scrii ceva la calculator și vrei să dai un rând mai jos, de exemplu, Mă, noi ne-am obișnuit de-a lungul tuturor anilor de folosit tastaturii cu layout normal ca pe cineva pe aici și automat creierul tău, a, ah, hai să dau o liniuță în jos. Practic trebuie să-ți dai așa, uh, să ștergi toată obișnuirea din cap care te-ai obișnuit cu săgețile normale să te obișnuiesc că sunt puțin mai în stânga. Asta nu mi-a plăcut deloc și când scriam vreau să dau un rând mai jos, eu dădeam așa pe asta din dreapta sau ceva în zona asta. Asta chiar mi s-a părut nasol, dar dacă chiar vrei, și folosești tastatura asta o lună sau ceva de genul, mă gândesc că după aia ajungi să te obișnuiești, numai că din nou după aia ai problema că dacă folosești o tastatură cu un layout uh, full-size sau te închilezi normal, iar trebuie să te obișnuiești cu el. Pur și simplu nu mi se pare cea mai bună chestie. După aia, um, F, 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 F cum n să numesc, tastele F, de la F1 la F12, sunt amplasate foarte dubios. Adică la o tastatură normală știți că aveți F1, F4, F5, F8, F9, F12 și se termină toate deasupra backspace-ului. Ei bine, astea au fost condensate. Și e din nou povestea aia că te-ai obișnuit să fie cumva, adică eu personal folosesc astea destul de mult la PC și m-am obișnuit ca F1 să înceapă undeva de la mijlocul 2 sau de la tasta 2. Ei bine, asta e puțin mai în stânga, toate F-urile sunt așa puțin mai în stânga și pur și simplu Trebuie să dea așa overwrite la tot muscle memory-ul pe care ți l-ai făcut de-a lungul folosirii calculatorului Și să vă spun sincer, în cazul meu e un muscle memory destul de greu de înlocuit Deci, din nou, asta ar fi ceva nasol la layout Și, bineînțeles, faptul că n-ai tasta print screen dedicată Trebuie să apeși Fn plus ceva ca să-ți dea print screen da bine, asta e o, o problemă mai micuță În rest, na, tastatura e ok Dar să vă spun sincer, pentru o tastatură custom, nu știu cât de multă lume folosește în Ampedu, adică în comunitatea asta vedeți și voi tastaturile mici, de obicei lumea nu prea are ce să facă cu un Ampedu. Așa că v-am spus, personal mie -ar păru, mi s-ar mi -ar părea mult mai șmecher să fi fost o tastatură cu un layout de normal, cu F-urile mai în dreapta, cu săgetusele insert, prin screen, delete, toate tastele. Pentru că așa, v-am spus, poți să te obișnuiești, dar mi se pare puțin aiurea layout-ul. Și a doua chestie care nu mi-a plăcut, bă, culoarea. Oricum de la Aludra Mi se pare că e o Aludra fiind ultima tastatura Kiris despre care am vorbit Mi se pare un improvement mare Pentru că Arată mult mai clean tastatura Și e full white Pe spate are puțin negru Dar în rest tastatura este full white um, Logo arată super bine Tastatura arată bine uh, La build Numai că mi se pare că îi strică designul tastele astea Din nou E povestea de la Aludra Care avea tot așa uh, Tastele din stânga și câteva din dreapta negre Și restul albe Mă Părerea mea este că ar fi arătat de 30 de ori mai bine dacă ar fi avut o variantă pe alb și o variantă pe negru Sau cine știe, doar o variantă pe alb Decât să fie așa cu o tastatură albă care are câteva switch negre Pur și simplu mi se pare că arată puțin out of place Acum nu știu, poate dacă vouă vă place cum arată Na, fair enough, vă place Mie personal mi se pare că nu arată chiar de bine să vă spun sincer Dar gândiți-vă acum dacă tastatura asta era full white Era destul de blană Chiar arăta super, super blană și, bineînțeles, mai am încă o chestie de care nu neapărat că mă plâng, dar vreau să vă spun așa ce părere 100% am avut eu să nu încerc să ascund așa ceva chestii. Um, este o chestie care probabil nu ar deranja foarte multă lume. By the way, tastatura vine cu absolut tot ce vrei în, în cutie, vine până și cu o perie. Da, să perie satura. Oameni buni, o chestie care m-a deranjat pe mine este profilul de la chichepuri. Nu știu dacă știți, dar chichepurile de la tastatură au și ele câteva profile, sunt chichepuri mai scunde, chichepuri mai înalte și faza este că astea sunt chichepuri destul de scunde. Am mai avut eu în trecut un kit de chichepuri din astea și nu-mi plac absolut deloc. Ok, se observă destul de bine diferența. După cum puteți vedea, Razer-ul ăsta are ăsta negru de la Razer. Sunt chiche pur normale, profilul normal pe care l-am întâlnit la probabil absolut toate tastaturile mecanice pre -built. Și astea sunt pur și simplu mai low profile, mai joase. După părerea mea, pur și simplu arată nașpa și se simt mai, nu se simte de parcă e o tastatură mecanică 100%. Ca lumea, nu e treaba aia clasică Când vezi așa un switch din ăsta mai înalt Deja știi, bro, asta e tastatură mecanică Mamă, cum se apasă tastele pe asta chica multe sunete. Faza e când sunt așa puțin mai uh, subțiri, I guess, mai, nu știu, înțelegeți ce am vrut să zic, când sunt așa chichepurile, nu mi se par cele mai bune. Mi se pare că dacă ar fi avut niște chichepuri albe normale, tastatura asta ar fi The Goat. Dar asta nu, asta înseamnă că practic aș putea, dacă o luăm așa, să mă uit undeva pe, pe naiba știe unde găsești acum chichepuri albe normale fără pic de design, fără ceva chestii pe ele. Aș putea, teoretic, să-mi iau niște din alea și asta să fie tastatura. Dar, na, după aia, bineînțeles, e povestea tastaturii custom, că dacă vrei o tastatură pre-built, ei o iei și aia e, dacă vrei să-ți faci ceva custom ca lumea, o să tot dai bani că vrei să iei aia, să schimba aia, aș prefera să schimbi aia, dacă tot am făcut-o, hai să facem aia să fie mai bine. Deci asta ar fi și problema mea cu chichepurile. Faptul că sunt negre și faptul că sunt low profile. Nu e că sunt negre unele. Dar v-am spus, dacă personal pe, vouă, pe voi, nu vă deranjează așa, astea, a, aspectele astea negative despre care am vorbit, înseamnă că asta este perfectă pentru voi. Um, mi se pare că costă aproape 600 de lei, costă 580-550. Prețurile, bineînțeles, că se schimbă, dar asta este prețul de la release, de pe Paltex, PC Garage, mi se pare, pe Mag, etc. Dar cam asta este povestea despre tastatură. Dacă mă întrebați pe mine, v-am mai spus și vă mai spun o dată, este o tastatură bună, faptul că au făcut preliub și un, încă un preliu bun e incredibil pentru prețul asta, pentru că e 6 milioane, e cât un Razer Black Widow V3 sau ceva, chiar e fain. Dar, dacă era închiles sau mai bine full size, dar bine, cine n aiva cine n -a folosește full size pe bune, lo gen. Uh, dacă era uh, Tenchiles, dacă avea chichepuri full albe de profil normal, uh, era cea mai șmecheră tastatură, să vă spun sincer. Dar nici așa nu este rea, v-am spus care sunt avantajele ei. Uh, dacă o luăm așa, am aluderat la lor veche și teoretic pot să iau switch de la asta și să le pun în aia Și după aia, pur și simplu, facem așa o combinație de tastatură a chiris, dar bine, totul să aibă tastele negre, da, bine, hai că trăim cu alea. Um, cam asta ar fi oameni buni despre această tastatură. Nu m-am documentat, s-ar putea că, cine știe, chichipurile astea low profile sună mai bine uh, tastele și au făcut asta ca să sune tastatura mai bine. Nu sunt în totalitate sigur, dar eu tot aș fi preferat dalea alte, normale. Cam asta e oameni buni. Bineînțeles, le mulțumesc foarte mult celor de la Achiris pentru oportunitatea asta și pentru faptul că am făcut review și avem această tastatură super, super faină. Chit că am zis chestiile astea, tastatura v-am spus, este super faină, cablu detașabil, are pe spate și un switch în caz că vrei să folosești tastatura pe Mac pentru cei două, pentru cele două persoane de pe lumea asta care au Mac și au tastaturi mecanice Um, are și Switch pentru chestia asta, Tastatura e foarte bine gândită și chiar e fain V-am spus de 10 ori, dar vă spun din nou pentru că e prea important că au reușit să facă un prelude ca, ca lumea la Switch-uri Dar na, cam asta a fost lumea, v-am spus părerea mea 100% exactă despre această tastatură. E interesantă și chiar sunt foarte uh, hype aș putea spune, pentru ce, vor, tastaturi vor mai lansa Achilles pe viitor. Bine, sau și mouse-uri, surse, scaune, carcase, dar la tastaturi sunt eu cel mai curios pentru că Gândiți-vă că Achilles e firmă românească și faptul că fac chestii astea chiar e super, super fine. Deci v-am spus, chiar sunt foarte hype să văd ce scot data viitoare, dar pe moment noi o să stăm aici cu tastatura asta, o să ne flex să mai ghes cu ea, o să ne jucăm cu ea Minecraft, v a spus, e super blană tastatura și mai e o chestie de spus, se aude destul de încet, chiar dacă switch se aud așa bine, nu se aud prea tare să spui că deranjezi pe cineva sau se aud prea tare pe microfon, chiar se aud destul de încet și în același timp se aud super bine și dacă vrei să le auzi așa ca lumea, îmi dau jos căștile, mă joc așa în Minecraft sau ceva, orice joc, mă joc așa pe boxe și pur și simplu pot să apreciez sunetul tastelor v-am spus, sunetul și key feeling sunt două chestii pe care le-au rezolvat cei de la Chiris. Deci cam asta a fost lume. Eu sper că v-a plăcut. Din nou le mulțumesc celor de la Chiris. Nu uitați să lăsați un like, oameni buni, și nu uitați să vă abonați la canal dacă vreți să rămâneți la curent cu ce urmează noi să postăm. Eu am fost Azlo și noi ne vom vedea data viitoare. Salut!